care a vizat strict achiziția de echipamente destinate creșterii gradului de siguranță în aviație. Este vorba de 14 echipamente pe care le vedeți în spate, de la echipamente care sunt destinate întreținerii fizice, până la echipamente de asigurare în caz de incendiu, plus echipamente speciale de dezintrare, atât de piste cât și de aeronave, așa să le categorisesc, dar în comunicatul de presă o să vedeți că fiecare în parte ceea ce face. Alături de mine, ca de fiecare dată, este președintele Consiliului Județean. Acest proiect este cofinanțat de Consiliul Județean, este parte din strategia Consiliului Județean de ajutorare, să zic așa, a aeroportului internațional Craiova, pentru că, așa cum ne place nouă să spunem, aeroportul internațional Craiova este inima întregii regiuni, este motor de dezvoltare. O să le rog și pe toți mii să spună câteva cuvinte și apoi dacă sunt întrebări de la dumneavoastră. Bună dimineața, la mulți ani sărbătorim. Spunea Sorin că am aici cu Petru, nu știu. Până la urmă nu a venit și este vorba într-adevăr de o conferință de final de proiect și eu mă bucur să fiu astăzi aici pentru că era mare nevoie de un proiect european în care să aducem echipamente și utilaje pentru aeroportul internațional Craiova, echipamente care sunt special pentru aeroportul, pe care altfel le cumperi cu bani foarte mulți și pe care fără un proiect european și o finanțare substanțială greu ne le permiteam. Începem cu a-i felicita pe cei care au lucrat la acest proiect, pe colegii de la aeroport, directorul Sorin Manda și echipa de la aeroportul Craiova, pentru că echipamentele, cum le vedeți în spate, de-au cele mai importante aeroporturi din Uniunea Europeană, sunt de primă categorie, nu sunt cu nimic mai prejos decât cele care operează, știu, pe Malpensa din Milano sau pe Fiumicino din Roma. Sunt și pentru zăpadă și pentru pompieri, sunt auto speciale de 14 tone și pentru întreținerea pe parcurs, pe timpul verii, de la posit la refăcut marcaje. Sunt o serie de echipamente, un proiect de 12 milioane de euro care vine să completeze încă două proiecte destul de mai mult decât importante pentru aeroport. Vorbim astfel de aproape 150 de milioane de euro care au intrat și au fost accesate de către aeroportul Craiova cu sprijinul Consiliului Județean, pentru că este o regie a Consiliului Județean și este una dintre cele mai, dacă nu cred, cea mai importantă instituție pe care Consiliul Județean încearcă să o sprijine și să o aibă pusă în tot ce înseamnă această conformitate cu Uniunea Europeană, pentru că aeroportul aduce dezvoltare mai mult decât orice altă instituție pe care o avem. E un proiect de 97 de milioane de euro care vedem cu toții, trecem pe lângă el în fiecare zi, merge destul de bine și care zicem noi la anul în a doua parte va fi gata. E un proiect de 15 milioane de euro pentru creșterea gradului de securitate a aeroportului și am fost împreună și am văzut câteva din etapele lui, de la gar perimetral la echipamente de scanat bagaje sau de securitate a pasagerilor. Vedem în spate ceea ce eu, sincer, când am depus proiectul în primăvara, în iarna acestui an, în februarie, sau nu știu cum am depus, mi-era greu să... am fost sceptic, îi fericii s-au mișcat mai mult decât foarte, foarte repede și o să spun că, ca să-i încurajăm, n-au nicio scuză să țină aeroportul închis nici măcar 10 minute. De asta am zis așa, dar nu ne punem cu vreme. Însă aeroportul acum putem spune că are echipamente cum... pe cine ar face închis? Pe toți, pe toți facem ceva. Sunt echipamente care chiar o să lucrească chiar gradurile operaționale ale aeroportului și în felul acesta putem să fim cu adevărat cu aeroportul al
doilea sau de rezervă după Otopeni. Sper că cel mai bine ar trebui să vă zică domnul director câteva despre proiect și despre utilaje. Le vedem împreună și întrebări să puneți dumneavoastră dacă aveți. Sunt fonduri europene cu o cofinanțare asigurată la Pe pui. Trebuie să spunem, domnul președinte, în noiembrie anul trecut am semnat acest contract cu domnul Dan. În 25 de zile am reușit să fac participat în etapele birocratice și să am reușit anumite lucruri, domnule, dintre ele deja de acum de mult timp, și le-am și să le spun. Vor urma și alte investiții pe aeroportul internațional? Alte investiții decât cele pe care le avem și de care a pomenit domnul președinte în următoarea perioadă. Nici nu știu ce am mai putea să investim. Până la urmă, cele trei proiecte de care am intrat în președinte, cel de-al patrulea proiect care a fost făcut și implementat în 2016-2017, să zicem, cu pista, toate însumate înseamnă un aeroport complet nou.